Salutare tuturor, bine ați revenit la Cariera cu Noz County. Avem mare, mare meci astăzi cu Spurs și vom face și transferuri. Haideți să începem. Psst, băiatu, vrei coins la FIFA? Intră pe lolga.com și bagă codul QUICK pentru 10% reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland, simplu. Începem în forță cu echipa care s-a ridicat aici cu Spurs. Locul 6 pentru ei, erau pe 8-9 acum ceva timp când am jucat ultima dată cu ei. Și haideți să începem, zic. Avem aproape cea mai bună echipă în teren cu mici modificări pe aici pe acolo. Vom juca în marele echipamental. Pe îmbrăcămâne și putem controla ce vrem, suntem șmecheri. Ce meci aici, cât ambianță frumoasă. Ce jucători mai aveți, bă, voi, bă, de la ultima asta? A schimbat ceva, Dele Alli acolo, Danilo. Bă, ăștia sunt cam singurii care mai au echipă cât de cât o chină afară de Manchester United. Adică la Manchester încă mai sunt o grămadă de atacanți buni și nu numai. Și, dar în rest am văzut că pe la Arsenal s-au cam dus jucătorii, la fel și la Liverpool. Numai astea două ce au mai rămas cu jucători destul de ok pe foaie. Ba, mă, ce pasă bun aici. Son, Heung-min Son, din nou joacă în partea dreaptă, că n-avem ce face, jucători obosiți mulți. Heung-min Son, stai că e bună. Poate nu dă pe jos. Nu înțeleg, de ce dracu lui mergeau, schimbat cumva controle și nu știu. Ia, bă, că e 5 ore când ratez în ultimele 3 episoade. Cu capul poate? Nope, poate asta a lor. Ce să face? Ok, Corea, frumos acolo, Corea, încercăm ceva spectaculos. Un fel de un Mihai Costicism. Ok, Agafitei, pasă bună, asta e tată, se duce Heung-min Son, Heung-min Son, întoarce și jucăm altfel, că nu mai merge așa cu centrale pe jos, să-mi bag pula. Agafitei, pasă greșită, și acolo, de ce era Escalante, băgam și picioarele, am greșit eu, pe asta Agafitei acolo, superb Agafitei, în fața golului, nu se poate scoate la ce, cum dracu cheamă, la fut, ce? Spune că am văzut eu greșit să-mi bag picioarele, dacă scria la fut, e ce o să-l iau, să... nu, deci nu există așa ceva. Ok, bine acolo. Agafitei, bă, tot e aruncare de la margine pentru ei, că au avut vreo 3-4. Și mai au una acum, nu, acum cred că e faul, nu? N-a fost, serios că n-a fost ăla? Ok, 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 eu accept orice. Dați-mi orice, tot ce-i moca e bine. Niang, 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 niang. Pasă acolo la Ozi. A, cup se duce, are viteză bună Ozi. Ozi are viteză bună, pasă în spate. Și trebuie să fie gol, nu, no, la fault îl cheam. Unde am văzut la fut? Numai la tâmpeni îmi stă mintea, bă, să dea dracu. Dar ratare uriașă aici pentru Niang, asta este. Și iese la fond. Boxează, hai Pavlenko. Agafitei. Agafitei frumos acolo cu capul. Ce? Ce dracu? Ce? Nu cred. Nu cred că mi-a ieșit. Dă-te dracu, nu pot să cred. Că a fost ocazie extrem de mare. Nu, nu, nu există așa ceva. Dă-te în pizdă, nu. Nu, 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 nu. Absolut excepțional. Nu există așa ceva. E la căcat. Căcat, ai de pizda, mă, si nu, 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 cu capul Pavlenko. Pavlenko e monstru, bă, tată. Pavlenko e, bine. Bine, 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 cum dracu să nu, cum dracu să nu. Agafitei, pasă bună. Și încă o dată pasă, asta e, asta e Corea. Du-te, du-te, niang, 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 niang. Așa face motorul lui, mă. Este mega OP și în... Mela și el la liber, dar se duce, completează bine, dar mai unul în spate și nu ține nimeni, ba. Ok, ăsta oricum nu știe să centreze. O, Aghire, bă, o grea respingere. Hai acolo, hai acolo. Ozi, 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 Ozi. Du-te, du-te, Son, te rog din suflet. Fă ceva, Son, să jutăm cu el de aici. Ai, de până la ce idiot sunt. De ce am făcut asta? De ce am făcut asta? Ăsta nu joacă bine împotriva ceodată Tottenham. Ei l-au făcut mare aici. Ai de pi... Nu, cum e liber? Cum e, cum căcat? Ok, până la urmă Davis e prost și trimite în afară. Sunt mai proști ca noi, asta e clar. Dar nu vreau egal cu ăștia, deși nu sunt atât de rău. Vreau totuși să câștig, bă. N-ar fi deloc... N-ar strica deloc 3 puncte. Agafitei, o pasă dacă... Cer prea multe? Cer prea multe, așa e. Să intri în Vertonghen acolo, să treci de el. De ce am încercat asta cu fucking Agafitei, care are 1,5 metri? Bună pasă și încă o dată vreau Ozi acum. Superbă pasă lui Ozi. N-are cum să rateze aici Niang. Bară, nu, bară. Ce? 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 No, mi s-a tăiat ochi. Să-mi bag pula în jocul ăsta. Mi s-a tăiat ochi. Nu mai am chef de nimica. Gata, s-a demoralizat ca dracu. Son, centrează. Poate acum să se întâmple ceva. Nu, no, nu, no, bine. Reluare. Vreau să văd ce s-a... Nu mai pot. Mor, mor. Cum e posibil să dai așa? Cum e posibil să dai așa? Cum căcat, de ăla deviază, cred, nu știu, sigur, bară, bară. Tu-s morții, mătii, mor... Ce, de ce am atâta ghinion în unele meciuri? De ce viața mea atât de cruntă uneori în această carieră? De ce se complică atât de tare situația? Pasă,
Pasă, superb. Și se duce bine acolo, Ziacup, însă pasă prea lentă. Sony, animal prost, futu-s morții mătii. De corean borât. Hai, Son, fă ceva, dar în poziție imposibilă. Kyle Walker, hai, bă, odată, l-am rupt pe Coutinho, ce dracu, Pavlenko, bună-i, l-am rupt pe Coutinho când am zis că vreau să-l aduc la mine, la echipă. Extraordinar, să-mi bag pula. A, nu, 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 cu capul, bine, Begovic, Begovic, extraordinar, pericol acolo pe final. Și 0-0, un scor mincinos, părerea mea, meritam victoria astăzi. Să dea dracu, i-am dominat, am avut ocazii imense, am dat bară la un șut. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Wow, ok, în sfârșit ofertă pentru Heung-min Son. Am dat 33 de milioane pe el, dacă nu mă înșel undeva pe acolo. Cer 34 jumate de la Liverpool. Bă, voi aveți bandă, vă dracu. Oferau 24, îl costă 27, mă. Și ofertă pentru Rusu, bă. Ăștia mi-au zis din conducere să-l dau pe Rusu. 55 de milioane sau hai să acceptăm 53 și aia. Să dea, dracu, cât îmi oferă ei. Mi-au zis ca să-l dau pe Rusu pentru că strică atmosfera la echipă și oricum o să-l vândă ei automat dacă nu. Deci trebuie să-l dăm, că n-avem ce dracu să facem, că îl putem pierde pe mult mai puțin. El costă 28 de milioane, probabil o să-l dea pe 20, maxim 30. Deci, aol, dar atât de rău îmi pare de Rusu, bă, e atât de bun. Ok, până la urmă acceptăm, n-avem ce face, trebuie să-l dăm pe Rusu neapărat. Ok, cred că am cam dat lovitura, bă. Dau aici la schimb pe Corea pentru Baciuai. Holy fucking căcat. Bă! Bă, Baciuai ăsta este incredibil, este iute, are vreo 90 pace și 92 strength. E un fel de emenike pe steroize ăsta și este și înalt. Și este, are și doar 27 de ani numai. Îl dăm pe Corea pentru Baciuai, Baciuai care joacă acum la Bayern München. Well, let's do this, clar, nu există dubiu. Rusu pleacă pentru 60 de milioane la Liverpool până la urmă, bă. Ăștia au acceptat 60 de milioane, incredibil. Va pleca Rusu la Liverpool 60 de milioane, extraordinar. Na, să-mi bag pula nea viață. Până la urmă Rusu pleacă la City, 48 de milioane. 7 mai puțin acolo, 53 numai. Asta este, dacă Liverpool s-a mișcat greu, să mă cac pe ei. Și eu oferă doar 26 de milioane pentru Son. Băieții mei, 33, cât am dat pe el, dacă nu mă înșel, atât am dat, cu atât îl dau, mai puțin în niciun caz. Urmează și ceva meci de simulat pe aici, în FA Cup, cu Cambridge, avem cea mai bună echipă în teren, n-am schimbat-o, mi-e lene. Mi-e mult prea lene să o schimb. Și haideți să vedem ce dracu sau Scantro, bă, ăștia au câștigat. Să mor tu că avem fucking rejucare cu Cambridge! Am făcut 1-1 cu Son, cu Corea, cu... Dă omă în pizda, bă, jocul este atât de random, bă, jocul, doamne. Ofertă pentru Camacho, leftback-ul nostru pe care putem scoate clar 60 de milioane de data asta. Și vă spun și de ce o să îl vând în... Dacă o să-l vând, dacă nu, nu vă spun, că nu vreau să stric surpriza. Mă rog, pe Morariu nu-l dăm că n-avem portar de rezervă. Și până la urmă, Baciuai vine schimb cu Corea, bă. Da, asta da, asta da mutare bună. Asta da mutare, domn inteligent. Borja Baston a ofertat pentru el să vină sezonul viitor gratis, dar... Heung-min Son, 33 de milioane, se duce, avem acum nevoie de winger, băga mi-aș pula. Dar oricum, decât Son, mai bine, 33 de milioane pleacă la Liverpool. Atât am dat și noi pe el, o să pierdem bani când ne dă doar un procent din asta. Asta este, viața e grea. Ok, încă un transfer aici, ba, ducem fundaș central pe Leonardo Bonucci, 33 de ani, 84 overall, ne poate ajuta cu mama dracu, 25 de milioane costă numai, un salariu relativ mic, costă 60 de mii pe săptămână. Încă un meci aici de simulat cu Leicester pe ultimele locuri, au câștigat și ei prin cupă, au câștigat cu Norwich și au pierdut cu Liverpool. Mare, 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 mare echipă. Și aducem aici un jucător liber de contract pentru sezonul viitor, pentru că o să avem un sezon viitor. De ce nu? Seria asta este mult prea faină ca să o lăsăm acum, bă. Cum am adrat? Vom avea încă un sezon data viitoare. În sezonul 6, cred că, nu-i așa? Și luăm pe Dolberg de la Ajax, un salariu foarte mic, 55 de mii numai pe săptămână. Și luăm Mokai, el are 23 de ani, 85 overall, este extraordinar jucătorul ăsta. O să-l vedeți în sezonul viitor. Rejucarea cu Cambridge, aici... După ce am făcut 1-1 la ea acasă, urmează să meciul la noi acasă. Hai să vedem cum îi batem noi la scor, la fel cum am făcut și cu Leicester.
Hai de pula mea. 5-0, bun, e bine. 5-0 să trăiască. Am dat skip din greșeală repede și n-am văzut cine a scris, dar e ok. Na, încă... Da, bine, mă, tată. Marchizul se accentează 6 săptămâni. Ăsta nici nu revine bine că se accentează iar. Excepțional. De ce l-am luat eu? De ce l-am luat pe bătrân? 50 de milioane pentru Camacho într-un final, bă. Și acum trebuie să vă spun ce am de gând să fac la echipă. Ei bine, vreau să implementez un sistem nou. E vorba de un sistem cu 3 fundași. Da, și va trebui să plece și Pașlâc de pe aici, și Henry, și Lansbury, pentru că nu mai avem ce face cu ei. Va trebui să mai luăm însă și un nou fundaș central, pentru că ne mai trebuie unul acolo de rezervă. Și am jucat cu 3 la dracu. Putem spune că am dat lovitura, bă. Bă, putem spune că am dat lovitura când l-am luat pe Marco Reus cu 50 de milioane de la Borussia Dortmund. Pe cum să nu putem spune? 31 de ani, 85 overall. Este extraordinar. Îl luăm la noi, mai rămâne cu 45 de milioane numai. Să vedem ce dracu luăm, că ne trebuie și atacant și încă un fundaș. Și cât a venit vorba că ne trebuie atacant, bă. Pierre-Emerick Aubameyang, tot 31 de ani și pentru el, la fel ca Marco Reus. Numai că este doar 35 de milioane sau ceva de genul. Același overall. Pe cum să nu vină Pierre-Emerick Aubameyang la noi? Spuneți voi. Băi, în mare parte cam asta echipa, jucăm cu Begovic aici, Bonucci, Abdenur, Aghire, Fosu Mensah, CDM, CM îl avem pe Garcia, Cam îl avem pe Oziacup, Royce aici care va debuta. Uiteți-vă ce atribute faine are. Uite, Curve 90, la lovituri libere va fi geniu, poate juca și Cam, asta este superb. Este injury prone, din păcate, asta nu prea îmi place, dar să sperăm că nu se va accenta. Baciuai în atac, iată, monstru, 90 pace aproape. Cum undeva pe acolo, 80, 88, 89 pace, strength 92, ăsta chiar e monstru la, și la propriu și la figurat. E Dumnezeu, păcat că nu are 4 stele skill moves, ar fi fost superb, are și înălțimea bună 6-1. Mare, mare meci mare cu Manchester United, haideți să începem, jucăm la ei acasă, bă, putem transfera de la ei pe Pierre-Emerick Aubameyang, cu care nu prea i-am văzut jucând. De ce? Pentru că au pe Suarez, Dybala, Kane. Ok, păi zic să înceapă meciuletele. Johansson și Batshuayi în atac. Sperăm că vor fi Aubameyang și Batshuayi în atac în episodul viitor. Să sperăm că va accepta Aubameyang, pentru că restul jucătorilor de atac, în special cei tineri, sunt foarte, foarte scumpi, bă. Joacă cu Suarez ăștia și Martial. Deci Dybala are 92 overall și nu-l bagă. Deși eu sunt aici contracandidat la titlu, ai de pizda, mă, si Bonucci ratează lovitura de cap. Asta nu vezi foarte des. Ok, dar am bătrânit, trebuie să-l înțelegem și pe el. Abdenur, bună pasă, Marco Reus, prima atingere la echipa noastră, bă. Bă, se scrie istorie aici, ce mama dracu. Fosu Mensah se duce acolo, bine, Ozi acum, pasă la Batshuayi, mai opriți-l dacă puteți. Batshuayi scrie în minutul... Înainte de minutul 10, cred că este. La debut, bă. La debutul în care jucăm, că l-a mai jucat în sigur. Dar nu contează. E Garcia pe jos, în spate, l-ați văzut. Dar nu contează! Este mare, mare gol, un finez superb. Corea dădea pe lângă aici. Royce abia a venit. E primul lui meci. Debutează astăzi. Aoleo, dacă eram puțin mai în stânga de aia, era linșat. Lingard! Pac! Lingard! Gărcică cu pula, nu, pac! Ce fault? Normal că e plutonier, e prost, nu știe, trebuie să bată. Armia centrează, cred că o centrează bine. Nope. Scoatem de acolo frumos. Johansson, du-te. Smalling, bă, mă detest omul ăsta. Smalling m-a blocat tot meciul și a blocat o pasă superbă aici. Au putea să fie 2-0. Scăpa Batshuayi, nu mai prindea nici dracu. Hai că aici Abdenur, dă-te în pizda, măti. Abdenur e monstru. Bă, uite ce mai bune transferuri făcute de mine. Nu excelează, adică nu e genul ăla care să, mamă, să aibă intervenții de aia geniale. Bă, dar e constant. Chiar n-a greșit niciodată grav. Ok, bună pasă aici, Giordano e Messi? Giordano, ești tu Messi, băiete? Tu ești Messi, mă, bă, Giordano, tu ești Messi. A jucat-o bine, a jucat pasat-o, a continuat frumos. Garcia obține corner, șuturi în adversari. 4 days în echipa mea, în acest meci. Oziacup, respinge ăla și este din nou corner. Briliant. Oh, intră Pogba, ăștia nu joacă cu Pogba, nu joacă cu Dybala. Ok. Până la urmă tot la noi ajunge mingea. Ozi acum bine păstrează. Ozi centrează frumos. Adea, morții măsii. Deviază Abdenur. Ozi acum cu capul. Johansson acolo semifoarfecă. Degeaba. Absolut degeaba. Ozi acum. Du-te, du-te, bestie. Batshuayi îi domine, îi distruge în meciul ăsta. Adea, a ajutat repede. Mult prea repede. Era fucking Degea în poartă. M-am grăbit ca un prost. Putea să debuteze cu dublă. Asta este. Ok, Oziacup cu cap acolo cineva, nope. Johansson, ce? Cum dracu a dat?
S-a păstrat comanda, înseamnă. Ok, ăștia risc aici, sunt idioți. Sunteți idioți. Păi sunteți retarzi mental, că este Royce. Este Marco fucking Royce. Marco Royce ratează aproape. Da, bă, se termină, iată aici, meciul, câștigăm doar două highlight-uri, un meci fără prea mare ocazii, am înscris repede, ce-i drept, și după aceea s-a cam stins meciul, dar am mai avut câteva acțiuni pe aici pe acolo. Asta este, trebuie să luăm pe Aubameyang, ne descurcăm noi în apărare cumva, mai avem pe Pajlâc, care n-a plecat, putem să-i folosim și pe cei din bandă, de ce nu. Lansbury, auzi că vrea să ia locul Camacho, chiar te rog, în echipa asta mai ales. Avem ceva ofertă aici pentru Agafitei, n-o să-l dăm, bă, pentru că o să avem nevoie de la Colocan, poate chiar o să și crească, Chelsea-l vrea, auzi, mamă, ce șmecheri sunteți voi, dar am două vești extraordinare, luăm pe fucking Max Meyer aici, sau Meyer, sau cum căcat îl cheamă, bă, 87 overall, liber de contract din sezonul viitor, cam, aveam nevoie de un jucător acolo pe poziția aia și... Iată-l, bine ai venit, are și salariul foarte mic, bă, 70.000 numai, ce dracu, cum să nu-l iei la 87 overall, haide mai rânca. Și Renato Sanchez, sper să am numai, n-am, nu pot să cred, nu pot să cred, aaa, moftic. Nu, încă mai așteptăm, dăm stall, trebuie să vindem neapărat ceva, să luăm pe Renato Sanchez liber de contract din sezonul viitor, altfel o să-mi tai venele, jur. Dar bineînțeles că înainte ne bagă mare meci în FA Cup cu QPR, mare meci, parcă vezi că facem egal și cu ăștia se rejoacă căcatul ăsta. 2-0, bun, a, se accentează și aia, bineînțeles că rămân fără fucking fundaș central. Se accentează Aghire, extraordinar, parcă vezi că 3, 7, 8 luni, 9 luni, 10 luni, câte dracu, lipsești băiete. 7 zile numai, hai că e bine, până la urmă probabil va reveni pentru meciul următor, însă trebuie să vând. Rugați-vă acum la zei, la zei FIFA să facă ofertă, suntem deja în top 3 acolo, Royce, Camacho, Rusu. Suntem în top 3, 50 de milioane. Pe doi. Ok, ofertă pentru Bonet. Ala-i tata, asta e 2.900.000 la Bayern, fix la Bayern, de unde... Bă, ăștia știu ceva. Ăștia știu ceva, ăștia chiar vor să scape de Renato Sanchez. Are salariul prea mare sau care treaba? Rămâneți în pană de bani, băieți. Trebuie să-l vând, să-l vindem repede. Și după aia să-l luăm. Ok, deja îl vindem. Extraordinar. Și să luăm pe Sanchez acum. Renato al nostru Renato Sanchez, 88 din sezonul viitor. Extraordinar. 3 jucători. Dolberg de la Ajax, 85 overall, dacă nu mă înșel. Bineînțeles, îl avem pe Maier, 87 overall. Și Renato Sanchez, 88 overall. Din sezonul viitor, la noi, în echipă. Liber de contract. Ce mai vreți, mă? Ce mai vreți, mă? Cred că am transferat de vreo 200 de milioane, mai mult, în perioada asta de transferul. Încă ofertă pentru Gherea. De împrumut sau cum? Să-l împrumutăm undeva? Nu, îl vinde, vândut. Hai să-l dăm, că n-avem ce face cu la Birmingham City. Băi, data viitoare, mare meci cu prima clasată. Ultima noastră șansă să ajungem la titlu. Pentru că ăștia s-au distanțat rău de tot. Ei, de pula. Mai ales că m-am încurcat cu Spurs care a căzut. Crystal Palace pe 6. Aston Villa încă rămâne pe 2. Fantastic, Manchester pe 4, nu s-a schimbat prea mult clasamentul, data viitoare meci cu Chelsea și cu Liverpool. După aceea vom juca cu Stoke și cu Sporting și după aceea din nou cu Sporting și cu altă echipă, nu știu că vin meciuri slabe în mare parte pe aici. Cam atât însă pentru astăzi, sper că v-a plăcut episodul, dacă da, nu uita să pizdiți butonul de like, mar transferul astăzi. Eu am fost Quick, ciao, les!